și am venit în parc. Am venit în parc să mă dau în leagăn. Să mă dau, dar nu mă dau în leagăn. Mai bine mă așez pe o bancă. Mă așez pe o bancă. Of, Doamne. Vreau să mă duc să filmez artistul la el acasă. Vreau să mă duc la Mariana Danilescu. Mă duc la Mariana Danilescu. Ea are două locuințe. Acum, dacă o găsesc acasă, sau, stai, cum să fac, nu știu cum să fac. Știți cum o să fac? Soarele, vedeți soarele, da? Păi până ajung eu la Mariana acasă, se face noapte. Mai bine mă duc, ea are un salon de frumusețare. Te face frumos. Doamne. Și mă duc acolo la salon de frumusețare să-i răscolesc amintiri. Îl iau pe Silviu cu mine, pentru că, da, să vă uitați la Silviu, zici că e de-a lui Putin, e plin cu aparatură pe el. Nu mai stau, nu mai pierd vremea și o să mă duc cu metrou. Hai, vă iubesc! S-a făcut întuneric, am ajuns la Mariana Danilescu. Stai să vedem dacă o găsim acasă. Ia să vedem dacă o găsim acasă. Doamne, cum miroase florile primăverii. Ne-a dat drumul. Sigur că da. Așa. Ia să vedem. Unde și... Bine ați venit! Am venit să-ți aduc un buchet cu flori. Închide ușa. Să nu ne audă vecinii. Să nu fure florile. Și bine te-am găsit. Mulțumesc frumos! Bine ați venit pe la mine. Am venit să-ți răscolim amintiri. Și eu accept să-mi răscoliți toate amintirile. Mulțumesc frumos pentru flori. Sunt superbe. Superbe așa, ca voi. Doamne, dar miros atât de frumos. Sunt florile primăverii. Corect, sunt florile primăverii. Dacă ne inviți undeva, stăm de vorbă puțin. Da, eu vă invit la mine și hai să depunem amintiri. Măica mea, tu ești o sfântă, m-ai crescut cu trudă.
de multă, îți sărut mâna muncită, eu astăzi sunt împlinită. Măi, Calea, tu ești o sfântă, m-ai crescut cu trudă multă, îți sărut mâna muncită, eu astăzi sunt împlinită. Frumoasă, artistul la el acasă. De mult îmi doream să ajung aici, la artista la ea acasă. Nu este altcineva decât prietena noastră dragă, cântăreață de muzică populară, sigur că da, și restul o să le vedeți puțin mai târziu, o să auziți. Se numește Mariana Danilescu, pe care o salut. Bine te-am găsit, dragă Mariana! Bine ați venit! Mă bucur că ați venit pe la mine și... Să știi că îmi place la tine aici. Măi, îmi place mult! Mă bucur! Am venit greu pentru că în București este foarte mare aglomerație. Am zis că o să candidez la primărie, că știu un drum care vine pe deasupra. Sigur că da. Mariana! Am venit la tine cu un scop. Am venit să-ți răscolesc amintiri. Și eu accept provocarea asta. Am cunoștințe că tu te-ai născut cu har de la Dumnezeu, te-ai născut cu multe lucruri frumoase și vreau să ne le spui tu. Pe lângă deci, Mariana Danilescu este interpretă de muzică populară, cei care o cunosc de la televizor, de la spectacole, de peste tot. Dar, pentru că artistul la el acasă, dacă nici acasă la el nu se simte bine, atunci unde? Noi suntem, Mariana, noi suntem într-un salon al tău de frumusețare, cum să-l numesc? Da, bun. În afară de muzica populară, de fapt, cine este Mariana Danilescu? Mariana Danilescu. Hai să vă spun eu. De fapt, de profesie sunt economist. Am făcut facultate de finanțe bănci și am lucrat ca și economist la un depozit de medicamente, nu dăm numele, foarte mulți ani. Și de acolo ne-au dat afară, că s-au făcut restructurări și ne-au dat cam pe toți, s-a închis acel depozit și după aceea am zis, păi eu pot mai multe, eu știu, vreau și pot mai multe. Și m-am apucat și am făcut multe alte lucruri, printre care am făcut manicură, pedicură, frizerie, coafură. Am făcut make-up, am făcut cursurile. Cursuri de masaj și fac un masaj. Dar pacienții trebuie să spună, noi eu. Pacienții trebuie să știi că eu am avut, sau le spun oamenilor de acasă, am avut acest privilegiu, sigur că da, dacă mă vedeți drept așa și așa de frumos,
este meritul Marianei, pentru că am venit cam mototolit așa de la traficul de afară. Masaje, dar am zis bine, sunt mai multe feluri de masaje, terapeutice, da, de relaxare. Da, sportiv, da, anticelulitic, dar ai avut parte doar de ăsta terapeutic. De relaxare, mai vedem. Mai vedem, da, sigur că da. Așa, mai spune-ne. Așa, ce să vă mai spun eu, până să pornesc eu așa la viață, să știți că am fost și sportiv de performanță. Ce sport ai făcut? Atletism, rezistență. Ai fugit tare? Da, am fugit. Da, la ce? Ai fost la un club? Eu sunt, de fapt, din Slatina și acolo am fost multiplu campion județean, mulți ani la rând. Eram tinerică frumoșică, dar frumoșică sunt și acum. Trecem peste acest subiect pentru că, măi oameni dragi, nu știu cum se vede la televizor lucrul ăsta, dar am privilegiu, eu așa le iau ca un cadou, să fiu lângă Mariana la două palme, da, o ating, ea este. Are niște ochi verzi, albăstrui, rar găsește așa ceva. Știu eu, nu, dar uite, chiar îi focalizăm puțin, deci ca să vedeți ce ochi frumoși are, da? Îl salutăm pe această ocazie și pe soțul tău și familia ta frumoasă și nepoțica ta, da, pentru că incredibil, dar ești și bunicuță. Sunt și bunicuță. Am fugit bine și mi-am prins soțul acum 28 de ani. Au trecut 28 de ani. 28 de ani, da. Am alergat, dar am alergat bine. Un scop. Și m-am căsătorit. Eu olteam că soțul meu moldovean, dar să știți că i-am compus cântece. Wow. Așa. Adă tot să le înnebunesc, olteanca ca și moldovean, mi-am luat bărbat frumos, multe. Frumos. Dar în toate cântecelele este că el e moldovean și olteanca. Păi așa este, adevărul. Și am făcut 3 copii, 2 băieți și o fetiță și acum avem și o nepoțică de la băiatul cel mare. Da, eu nu sunt bunicuță. Eu sunt o tinerică. Da, așa este. Da, ești tinerică. Bine, acum hai să începem cu începutul. Ce-i cu muzica populară la tine? Muzica populară? Păi, muzica populară mi-a insuflat-o bunica mea. Era mititică și cum era la țară, în sătucul meu Topana, din localitatea Topana din județul Olt. Și era bunica mea, punea pick-up-ul, cum era odată, da, pick-up-ul. Da, pick-up. Și ascultam melodii populare. Doamne, atât de mult îmi doream, mă gândeam eu, o să o fac eu odată și odată pe bunica mea, mândră. Dar sunt sigură că de acolo de sus bunica mă ascultă și da, chiar e mândră de mine. Chiar e mândră de mine, cu siguranță. Să vă spun. O știu pe Mariana de multă vreme și avem și un cântecel împreună. Ai mândruță să portița, sărut ochii și gurița, măi mândruță, măi. Ai neicuță să perlezu, sărut ochii și obrazul, măi neicuță, măi. Mariana Danilescu are un farmec aparte. Și am mers noi la un post de televiziune și acolo cânta Mariana Danilescu. Dragii mei, ceilalți colegi care eram în spate, transmite. Deci Mariana transmite ceea ce cântă. Am zis așa ceva, multă lume cântă, toată lumea cântă sau multă lume cântă, dar puțin care transmit lucrul ăsta. Era un cântec despre mamă. Da. Te rup astea. Sau le cânt din suflet așa. Le cânt din suflet, le compun. Și atunci când compui tu, de fapt, pui toate sentimentele tale, le pui în acel cântec. Le pui acolo. Da. Așa cum vă spuneam, de fiecare dată, oamenii
care cântă sunt altfel, ei nu vorbesc mult. Mariana, uite că am scos două, trei vorbe de la ea despre activitatea ei profesională, dar de regulă oamenii care cântă, orice problemă a lor de suflet o găsiți în cântec. Așa cum spuneam mai devreme că a făcut soțului cântece moldoveanu cu o teancă, așa a simțit, sigur că da. Hai să începem de la începutul, totuși ne întoarcem iar la început. Era pe pick-up. Ce cântece ascultai? Mai ții minte? Da, da, da. Maria Cornescu, Nelu Bălășoiu era... Și Ion Dolănescu. Cu Maria Ciobanu. Cu Maria Ciobanu. Ce mai ascultam eu? Deci să știi, când îmi plăcea câte un cântec, îl scriam și îl învățam pe de rost așa și îl cântam eu bunicii mei, așa cum mă pricepeam eu. Dar îmi spunea, tu o să ajungi o mare cântăreață. Bunica, de acolo de sus, a simțit ea ceva. Da. A simțit ea ceva. Și cântai prin curte, pe stradă. Da. Odată cu pick-up-ul. De fapt, în sat, sincer să vă spun, se auzea, răsunau acele cântece populare. Pentru că nu prea dădeau drumul la muzică și erau niște restricții așa, dar răsunau cântecele populare. Era minunat. Pentru mine a fost ceva de suflet și astea m-au insuflat, m-au inspirat. Mai ții minte primul cântec care l-ai învățat? Era, cred că scris de Ion Dolănescu, cântat de Ion Dolănescu și era... Călătorule din drum avea el atunci și mai avea el la început. Ion Dolănescu îmi plăcea, sau cel puțin eu l-am apucat. Spune-i Marică lui Maria să nu se mărite acum. Era un cântec pe o placă de 4-5 de ture. Deci știi că erau plăcile alea mici și plăcile mari. Da. Alea mici erau pe 45 de ture, se învârteau mai repede și celelalte se învârtea, erau de 7-7 de ture, țin minte în chestia asta, da. Și ei au fost, ne-au fost, știu, ghidaj pentru că la un moment dat, nu e așa că, știu sigur, ascultând muzică populară, parcă simțeai ceva, că te simți mai bine. Exact. Ca și mai lua o pastilă. Nu? Da. Nu pastilă de Viagra. Nu. Nu Viagra, da. 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 Muzica populară, eu zic că îți dă așa o stare de bine. Bineînțeles, și muzica ușoară. Toată muzica, toate genurile de muzică te îndeamnă să fii fericit. Și de fapt asta contează, oameni buni. Să fim fericiți. Eu zic că nu avem nimic de pierdut dacă suntem tot timpul fericiți. Eu sunt o optimistă. Nu numai optimistă. Dacă ai o problemă, dacă aveți o problemă destul de știu eu, de nu-i găsiți ieșire, căutați-o pe Mariana, doar să stați de vorbă 2 minute cu ea și, nu știu, ești plină de energie pozitivă. Corect. Și ai și tu probleme, că și tu ești om. Da. Dar nu ne băgăm în seamă. Deci problemele nu le luăm în seamă. Hai să zicem așa, succesul unui om fericit. Dimineața te trezești, zâmbești. Așa. Toată ziua zâmbești. Chiar dacă vorbești cu niște oameni, sunt persoane care vin la mine și sunt supărate și sunt... Sincer vă spun că pleacă cu zâmbetul pe buze. Pleacă, vin cu o stare de spirit și pleacă cu altă stare de spirit. Păi și dacă te scol cu gâtul strâmb așa... Nu-i nimic, îl îndreptăm. Și asta e important, să zâmbim tot timpul, să fim fericiți, să fim... Ce avem de câștigat dacă suntem supărați? Nimic, absolut nimic. Nimic, avem de pierdut. Da. Avem pierdut, sigur că da. Nu, trebuie să fim optimiști. De fapt, să știi că noi aici, pe Pământ, suntem lăsați cu un scop. Pentru că dacă noi nu am cerut să ne naștem, da, am fost lăsați aici să ne facem
Și e omenirea noastră și când o fi să fie, plecăm. Dar ne-am dat seama târziu de lucrul ăsta. Nu știu de ce nu m-a învățat pe mine cineva când aveam 15 ani. Dar nu-i târziu niciodată. Niciodată nu-i târziu. Eu cred că, de fapt, pe mine mama m-a născut să fiu așa veselă. Mi-a zis, uite mamă, îți dau, mi-a dat frumusețea ei. Tatăl mi-a dat ochii lui. Așa. Mama mi-a dat zâmbetul, bunătatea și restul e de la Doamneva. Este divin ceea ce spui tu, da? Am mai spus eu și în alte emisiuni. Măi, la unii le-a dat de toate, la alții nici jumătate. Știi cum este un cântec, da? Dar haide să mergem la tine în sat acolo. Și ai început să cânti acolo, că mă interesează. Tu ai ajuns la televizor, te știe lumea. Cum ai ajuns la televizor? Adică de acolo ai urmat un drum. Iată că ai dat viață la trei copii frumoși, frumoși, frumoși. Și iată că tu cânti. Da. Mi-a rămas acolo, în sufletel, dragostea asta de muzică. Și cam târziu, pe la 30 de ani, 30 și ceva de ani, am zis, ia totuși să mă duc eu să mă apuc de o școală. Să știți că multe școli am făcut și să mă dără de mine. Da. Și m-am apucat de școala de arte populară. Și ușor am început, de fapt am văzut că eu pot să compun și cântece, că poți să-ți spui ce vrei tu în cântecele tale, că poți să-ți pui sentimentele în acele cântece. Și am terminat școala de arte populare și așa am ajuns și la televizor și pe scene și pe la evenimente și la anunț și la... Acum știm cu toții oamenii, încă o dată mă întorc la artiști, la oamenii, la cântăreții de muzică populară, în special de muzică populară, și mai ales să fii femeie. Soțul tău, am văzut că merge cu tine la majoritatea evenimentelor, te soțește. E un lucru minunat. Pot spun că ai avut și noroc, pentru că de regulă nu prea înțeleg. Dacă nu ești din preaslă, ești greu înțeles aici. Da, dar eu pot să zic că ne-am căsătorit din dragoste. Chiar dacă avem 28 de ani împreună, noi suntem, ne înțelegem chiar, cred că mai bine ca în prima zi. Și eu îl sprijin în tot ce face el, el mă sprijină pe mine în tot ceea ce fac. Și sunt mândră, chiar eu îi spun, hai cu mine! Și la filmări, și la evenimente, și la televiziune, când are și el timp. Așa, îl iau peste tot cu mine și îmi este drag, chiar sunt mândră că sunt soția lui. Ce frumos! Vreau să dau din casă. Mie îmi place să dau din casă mult. Mariana s-a actualizat, și-a actualizat datele și are un autoturism electric. Și Petrica s-a așezat în dreapta, lângă ea acolo. Eu, fiind și eu de 36-37 de ani șofer, dai seama că automat, vrei, nu vrei, ea, nu știu, doar a dat-o de maneta aia și n-a mai făcut nimic. Mai zic, da. Da, și la fel pot să zic să-i mulțumesc soțului meu. A fost cadou de 1 martie anul trecut. Mașina mi-a făcut-o cadou. Ce frumos! Deci de 1 martie a avut un an. Deci, exact. E mititică. Are un an. Dar se face ea mare. Da, se face ea mare. Da. Și, într-adevăr, atât de ușor se conduce o mașină electrică. Wow. N-am mers cu așa mașină și am și spus Marianei că eu n-aș putea să merg. Am oprit undeva ca să dea prioritate și pleacă. Păi da, eu acolo... Că până am luat mare dată viteze. Măi, deci așa, e mai obositor pentru mine ca să... Stai în dreapta. Să stai în dreapta decât să conduci. Ce să spun, măi, ai un soț,
să trăiască, să fiți sănătoși, da. Să fiți, sunteți niște oameni împliniți, niște oameni fericiți. Mai vedem și români fericiți, da? Dar voi munciți pentru lucrul ăsta, pentru wow. fericire. Da, wow, da. Cât de mult muncim. Da. Acum pot să zic că plec dimineața, de luni până vineri, la 6:30 din casă și mă întorc la 10 noaptea. Și să-i spunem soțului, știi că te iubesc, dar mai reproșezi tu că n-am timp să fac mâncare, că... dar sâmbăta și duminica, când am timp, fac și mâncărică. Și fac o mâncărică bună și o ciorbă de purtă extraordinară. Dar nu am timp, tot timpul. Ca să compui, mai zice, noaptea, se mai trezește cu mine când nu aprind becul, atunci îți vin inspirațiile, da. Noaptea. Da. Și pun și eu telefonul și scriu acolo, se trezește, da, ce faci? Acum a lovit inspirația, lasă-mă să o trec pe caiet. Așa este, da, da, o treci, da. Uiți. Da. Uiți și a doua zi te legi de ea, pentru că așa se întâmplă. Îți vine la două noaptea, dacă îți vine, știi că zicea de Eminescu că el noaptea... Da, exact. Îți zic, cum n-ai ba noaptea? Pe el nu doarme și el noaptea. Ba da, dar ai o revelație, ai un... Fii atent, mereu spun lucrul ăsta, mereu la după Florii Pierții, când... Se văd, dacă nu spun pasta, mor dacă nu spun pasta. M-am trezit eu pe la ora 4:30 dimineață, acum vreo 3 ani de zile, într-un vis. Se făcea că eram într-un sat, pe la soția mea, pe la țară, un sat uitat de lume, în care nu există curent electric și coboram pe o străduță din aia și într-o curte, la o casă, s-auzea muzică, o muzică atât de frumoasă și cântam eu. Era vocea mea, adică m-am recunoscut, dar nu știam cât de cola, adică, băi, când am înregistrat, nu știam de cât de cola nimic, dar eu cântam. Și am pus mâinile așa pe gard, uite așa ce stăia și ascultam și mă uitam, erau niște boxe mari. Cum cântam eu acolo? Ei, mi-am dat seama în vis, că sunt în vis, știam că dacă te uiți pe geam sau vezi lumină sau te trezești, se duce naibii tot. Și am zis așa, în vis, cum eram așa, stăteam, măcar să țin minte ceva. Cum este patul de mijloc, ăsta e patul de mijloc, da? Clisinele astea, da? Păi să cobor de aici, că nu aveam, n-am avut ăsta la, pe noptiere la capăt, ci trebuia să o iau așa, roată, și aveam un birou pe aici, pe undeva. Deci, să ajung aici undeva. Și cu cântecul, cu cântecul, cu un grec foarte frumos, în gând. Și cobor așa, din câte versuri erau, am reținut unul singur. De ce atâta durere, lacrimi fără mângâiere? Era pe pandemie. Era în 2020 se întâmpla lucrul ăsta. Și l-am scris aici. De ce atâta durere, lacrimi fără mângâiere? La ora 10, era 5 fără ceva dimineață, la ora 10 intru pe Radio Sud Constanța și am ca invitați Mituța și Dumitru Lilescu, pe care îi salut, sunt niște oameni minunați, exact. Îi pup și îi iubesc. Exact. Și din vorbă și ne-am zis, păi uite ce vis am avut. Și el zice, măi Petrică, zice, este o revelație, e bine, uite, dacă ai, atât cât ai reținutul din visul ăla, de ce atâta durere, lacrimi fără mâncare, te legi de el. Te legi de versul ăla și să vezi că o să-ți iasă ceva. Căutați pe YouTube de ce atâta durere, lacrimi fără mâncare și să vedeți cântec visat. Deci n-am mai reținut eu toată, dacă aveam foaia aici la cap, cum se spune, scriam, cred că o strofă o scriam. Dar așa n-am... Da, uite, ai reținut și nu recunosc că sunt rușine, nu știu cântecul, dar îl voi urmări. Cu siguranță ai și ceva frumos. Da, e ceva de suflet, da. Și așa e și la tine. Așa se întâmplă și la tine. Exact. Da, așa te trezești noaptea.
Dar eu nu mă las. Nu, eu stau acolo până nu termin cântecul. Nu, nu sting telefonul. Trebuie să scriu eu acolo tot cântecul. Păi unde ești mai liniștit? De când noaptea în pat. Nu te deranjează nimeni. Nimeni te deranjează. Când noaptea în pat te-ai terminat de scris cântecul și te culci până la 5 dimineața. Mai dorme o oră, că la 6 și ceva trebuie să pleci la muncă. Da, mă, da. Cât să doarme Mariana? Cât să doarme un om normal ca să fii? Trebuie să dormi. Câte are? 8 ore. Și ar trebui să adormim la ora 10. De la 10 la 11, să știi că se refac neuronii. Așa am studiat eu. Și... neuronii ai zis, da? Da, da, da. Și eu dacă mai am doar unul singur, ăla să reactivează. Da, 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 mai face puișuri. Face puișuri și uite că îți dă voie să vii aici și la alți interpreți, la alți artiști. Și să poți să faci emisiunea asta frumoasă. Ei, ce frumos, da. Mai ce să spun, venind încoace, cameramanul nostru Silviu stă acolo pe telefon, dar și eu vreau să recunosc, măi, ca să venim la Mariana, a trebuit să lăsăm mașina undeva departe și să luăm metrou. Acum, dacă îl vedeai pe Silviu cum este, Silviu, te rog frumos, am o poză făcută, deci și vreau să focalizezi, prima dată eu să am de fapt două poze. Dacă îl vedeți, zici că este soldată de-a lui Putin. Deci, uite cum este, da, da. Vreau să îl focalizez pe băiatul ăsta, să vedeți cât muncește omul ăsta. Da, el este cameramanul, uitați cât muncește săracul. Deci, cât muncește omul ăsta, să știți că are greutate mare, cred că are 20 de kilograme pe el, iar el are 30 și ceva tot. Îmbrăcat. Și ud. Și ud, da. Și mai am una care el nu știe de ea. Da, aici e gânditorul, da, da. Îmi place. Nu știe, era în metrou, se uita pe telefon, tot de-a lui Putin, este soldatul lui Putin. Nu, dar vreau să spun că noi, ca să facem emisiunea asta, nu ne-a fost așa ușor. Da? Băi, și-am venit cu metrou din 1976. Deci atunci era construit. Da. Deci cam așa stau lucrurile. Nu ne este ușor să... Și multe alte... Plus că urmează să faci niște drumuri lungi. Drumuri lungi. Mariana. Muzica populară pentru tine este pasiune. Da. Da. O faci de drag. O fac de drag. Cânti la evenimente? Cânti și la evenimente. Da. Pentru că avem evenimente. Spectacole, avem... Da, da. Chiar mâine avem un spectacol. Sigur că da. Și pe aceste cauze să-i mulțumim doamnei Mioara pentru invitație. Sigur că da. Îi mulțumim frumos doamnei Mioara. Voi vă pupăm și vă iubim. Eu vă iubesc și după aia vă pup. Da. Bine, în ordinea care vrem noi. Și, de fapt și de drept, îmi câștig existența din multe, multe alte lucruri. Muncesc. Muncă fizică și intelectuală. Și intelectuală. Fizică, da. Da. Fac masaje, de fapt fac oamenii bine. Și... Dar nu e obositor, pentru că... Cât este o ședință? Jumătate de oră? O oră? Da. Și pământul la ei, că la lor. Vreau să... Lasă-mă, dacă... Să mai spun și pasta, te rog frumos. Am mers în vacanță într-un an la vecinii noștri bulgari. Și m-a prins ziua mea acolo. Acum e pe plajă, dacă vezi acolo, masaje, bun. Acum familia mea ți-a zis, băi, ai fost cu minte, da? De ziua ta ești cu minte. Uite, vezi aici doamna care face masaj, uite, o să-ți facă un masaj. Noi plătim. 40 de leva a dat. Și se duce, are o padă la special și are o gaură acolo unde bași capul. Da, bun. Mariana, 40 de leva. Eu ziceam că îi mai dau eu încă 40, numai să mă lase în pace. Băi, m-a ciupit de m-a omorât.
Adică Kim, eu nu țipam că eram bărbat și... Ce? Nu țipam? Că nu știam să țipă în limba lor, țipam în limba mea și nu m-a înțeles. Nu știam să țip în bulgărește. Dacă încep să jur pe românește, zic, poate mă înțelege. Dar am zis că așa ceva, nici vorba. Nu. Mai nou, să știi că vreau să fiu autodidact și o să mă înveți și pe mine. Și am început să iau cursuri singur, da? Pentru mine, da? De aia spun că sunt mai multe feluri de masaje, dar eu vorbesc de masajul de relaxare și, mesajul. Masajul terapeutic. Pentru că la terapeutic ai o problemă cu gâtul, cu nu știu ce, cu, ți-o rezolvă. Din masaj. Da. Și acum, hai să spun și eu. Vine un pacient și făceam reflexoterapie. Și îmi spune, îi spun eu acolo că pe tălpi sunt toate terminațiile nervoase ale corpului. Găsești multe, multe terminații nervoase ale corpului. Și făceam masaj acolo și îi spun, uite, ai niște nisip la rinichi, ai niște balonări, ai dureri de coloană, la ceapă, da? Le găsești în tarpă, dar el zice, mamă, păi da, bine știi să ghicești un tălpi. Nu ghicesc. De fapt, tot ce am făcut, am făcut școală, atât de drag mi-a fost, să știți că am luat cu 10 examenul. Apropo, și m-am înscris din toamnă, mă duc și la balneokinetoterapie asistentă și mă duc și la psihologie. Mă înscris deci încă mai ai loc. Da. Doamne ajută! Ca un burete care absoarbe. O să mai avem un pisălog în țara asta. Bravo! Se vorbește din regie, înțelegi? Se vorbește din regie, dar dincolo de toate lucrurile astea, să știi că sunt foarte binevenite ceea ce faci tu. Da, cu siguranță. Și am văzut, de fapt, am văzut că oamenii sunt foarte mulți oameni care au nevoie de mine, de mâinile mele, dar au nevoie și de căldura mea, de vorbele mele, de... Și de asta am hotărât eu. Energia asta mea pozitivă. Acum, tu ai energie pozitivă, știți că este cântecul ăla, aș da zile de la mine, dau energie de la mine, dar tu cum te încarci? Nu pot să spun cum mă încarc eu. Soțul meu mă încarcă foarte bine. Bravo! Ne rup energie unul de altul. Bravo! Păi nu, pentru că, măi... Nu, așa este, oferi, da. Și te epuizezi, rămâi fără energie. Da, și faptul că te duci acasă și te simți atât de bine lângă persoana cu care conviețuiești, chiar eu iau energie de la el, asta îmi și spune. Eu iau energie de la el și el ia energie de la mine. Este la fel ca tine. Plin de viață, da, un om deosebit. Așa, asta da noroc. Corect. E mulțumit de Dumnezeu. Tot timpul îi mulțumesc. Așa să faci. Știi că sunt oameni care dimineața zice una, îți merge genul toată ziua și el pleacă, n-are nicio treabă. Știi, eu nu sunt genul meu. Nu, tocmai de aia. De aia zic, e nevoie de un om ca tine să-l găsești pe ăla prăpădit, că dacă îi vezi ce față are ăla, și atunci dacă te întâlnește pe tine, îi schimbi imediat exact. Starea. Dacă îmi vin, și nu, chiar nu exagerez cu nimic, vin dimineața la ora 8 la masaj și zic, băi, mi-ai dat energie, deci sunt cea mai fericită astăzi. Mă simt minunat. Și asta trebuie să facem noi. Chiar dacă avem o zi mai proastă, nu trebuie să știe nimeni. Poate că și eu știu, am venit cu durere puțin de cap, dar nu iau în seamă. Nu, n-am luat niciodată în seamă prostiile astea, vinitele. Da. Acum, cei care vin aici, cum să numesc, pacienții? Pacienții. Ei cum?
vin și ei cu problemele lor, pe lângă astea care vin. Da, 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 vin și mai spun, tu trebuie să-i asculți. Eu am spus așa. Este? Da. Ești ca un preot care ți s-a spovedit multe, multe, dacă ai scris o carte... A, exact asta vreau să spun. Deci eu când o să ies la pensie și aștept pensia asta, o să fiu o pensionară foarte cochetă, eu o să scriu o carte. Chiar o să scriu o carte, chiar că poți să faci un jurnal cu toate povestirile care le-ai auzit de la diferiți oameni. Și să știi că nu mă încarcă. Nu mă încarcă negativ. Te-ai învățat. Da, 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 da. Mă duc, mă spăl pe mâini cu apă rece și dau toate energiile la o parte negative și eu rămân tot aia veselă și... Doamna Mariana, să vă spun ce mi s-a întâmplat. Deci, un pacient, da? Da, da, da. Nu se poate, doamna Mariana, chiar așa. Și tu ești obligată, cât stă el aici, să... El până nu spune toată povestea lui și o lungește, nu se lasă. Da, îl ascult. Ascult cu calm și la urmă îi dau sfatul ăla de care are nevoie. Sau mai bine, te unul zbuciumat așa și stai, îl asculți, la fel, foarte, foarte calm, cu voce blândă, îi spui ce simți tu, că nu poți tu să înveți sau să le dai, eu știu, faci cum zic eu. Nu, dar prin sfaturile tale îi faci mai blânzi. Deci până la zbuciumat îl calmezi și pleacă fericit. Eu cred că nimeni, oricine mi-a trecut pragul, a plecat fericit. Nu cred că a plecat nimeni supărat. Măi, dacă spun, râd că mi-am să amint un lucru. Eu lucrând pe tramvaiul numărul 1, frate, ai de-a face cu tot felul de oameni. Măi, ce oameni peste oameni. Și aveam și noi psihologii noștri, ne scotea din producție și ne trimitea la cursuri de reciclare și avea și psiholog. Și psihologul era, măi, n-ai voie să zici nimic, n-ai voie să întorci și obrazul celălalt. Și măi, zic, cum n-ai bacă, da. Am zis, eram la un curs de ăsta de... Și am stat și în prima bancă. Și zic, astea și noi oameni, doamnă, cum se poate, era o doamnă frumoasă așa, cu ochii verzi albaștri, erai tu? Nu, pentru că era Radu. Da. Și pauză, zice, dar cum? Zice, cum adică sunteți oameni și dumneavoastră? Nu, nu, sunteți alți, altfel de oameni. Toată lumea pauză, lumea ți-a rămâi aici. Păi, zice, ce mai? Și mai altă, aveți probleme acasă? Aveți, cum adică sunteți oameni? Cum adică la mânjură? Mai zici și tu una, că... Nu, n-ai voie. N-ai voie. Aveam un coleg și se urcă pe la prima ușă aici, se urcă o, nu știu cum să spun, sunt oameni, cum să spun eu, au de astea, reclamagii, ăștia așa se nasc. Le are, cred că le are în alb, făcute, trebuie doar completate, știi? Sedate. Da, și sedate, da, da. Și îi cunoșteam pe ăștia, se urcă pe la prima ușă și începe. Da, că stă, dacă tramvaiul celălalt îi văd coada acolo, el stă de o jumătate de oră aceea, că bă, cât stai, ce faci la capăt, că... Și colegul ăsta al meu îi zicea, taci vă dracu din gură. Ce? Nu ți-e rușine, mă, măgară, e. Zice, doamne, zice, dar vă rog să mă iertați, dar poftiți-vă, bea tare să audă călătorii. Și-a vărțat și omul focul acolo. Zicea, să audă doar ea. Da, da, da. Zicea tare. Și s-a luat lumea de ea, doamne, dacă omul cere iertare, ai văzut, nu vine ea. Da, doamne, mă, cere iertare. Păi te învață viața tot felul de... De minuni de astea, doamne, de minuni. Prin câte nu trece omul. Dar știu că... De cât timp conduci? Păi conduc de... Nu, mai țin minte de când... 2002? Cred, 2000... Ai 20 de ani? Da, da, ai da, ceva, cred că am, da. am, cu siguranță. În ăștia 20 de ani ai făcut mulți kilometri. Zine și nouă o întâmplare din asta, pentru că, măi, ca femeie este tare greu în trafic. În primul rând, acum nu știu dacă, acum 40% sunt femei în trafic. Corect. Da. Dar acum 20 de ani nu era atât.
Erau mai puține. Erau mai puține femei. Erau mai puține femei în trafic, da. Hai să spun, aveam o mașină atunci, cred că un Passat, dacă țin eu bine minte. Băi, eram la început. Și într-o intersecție se oprește motorul. Au început toate mașinile din spate să claxoneze. Și zis, aveai tensiunea? Ce sărea inima din piept. Și zic, bă, dacă las capul jos, fai, râd ăștia de mine. Ai zis, iar deschis geamul, gata, lăsați-mă în pace că știu să conduc. Am pornit liniștită motorul și am plecat. Dar mi s-a întâmplat și lucrul ăsta. Da, se întâmplă, dacă n-ai cum să... Așa am avut și accident. Ei, hai să zicem, unul mai mare și unul mai mititel. Ce cu ăla mititel? Cu ăla mititel, plecasem de nebuni, eu și încă vreo trei fete, să ne ducem noi în Ploiești. Și una zice, nu, că pe aici, chiar nu erau atunci la de-am Oizu. Oizu. Da, am intrat pe o stradă, mi-a dat un domn, mi-a dat prioritate, celălalt nu mi-a mai dat prioritate. Și ne-am pupat puțin, Iar ăla mare, doamne, eram Constanța. Am dat doamnă totală mașinii atunci. Eram în Constanța. Eram și cu copii, cu cei mici, cu cel mijlociu și cu prințesa mică în mașină și n-am văzut. A fost vina mea că nu m-am uitat la semnul de jos. Dar între copaci era semnul astupat de crengi. N-am văzut și a intrat în mine și am făcut așa varză. M-am speriat. Da, fii atent. Deci, mi-au luat atunci carnetul, se lua pe 3 luni. Da. Dar am venit în București și am învățat și m-am dus și mi-am luat carnetul după o lună. Dar să știi că sunt cu minte. Conduc frumos. Da. Nu știi că la volanul acelei mașini este o femeie. Conduc, da, ca și un bărbat. Dar sunt mai... Să știi că nu mai este un lux. Acum este o necesitate să ai o mașină, să ai mașina ta, pentru că, uite, ai afacerea ta și e nevoie să pleci, să te duci, să te torci. Ce faci dacă nu ai... Tot mai rețin că aveam băieții, erau mititei și trebuia să mă ajute tot timpul soțul meu. Hai să mă duc și pe mine la medic, hai să... Și am zis, uite, ce, eu nu sunt în stare? Și mi-am pus mâna, mi-am învățat, mi-am luat carnetul și de atunci să știți că sunt independentă. Și așa trebuie să fie toate femeile. Așa trebuie să fie toate. Independent. Ce frumos. Te iau de la femeile independente și te întreb câte ce ai? Păi, probabil. Uite, n-am scos și eu un CD. N-am scos un CD, dar am compus multe cântece. Probabil astea am 20 și sigur. Cânti, Mariana cântă cu mai mulți colegi de cântec, da? Sorin Nene. Da, dacă îl cunoaște și pe Petrica Ion, dacă... Petrica Ion... Da. Niște colinde am cântat și cu fina mea recentă. Să știi că am 6 perechi de fin. Doamne ajută! M-am hotărât așa să cunun până la 10 perechi de fin. Să vă ajute Dumnezeu. Deci ai trecut de jumătate. Am trecut de jumătate. Da. Și pe Neluța o salutăm și pe familia ei. Da. Niște oameni minunați. Și, da. De fapt, n-ai cum dacă așa sunt... Cum e nașa, așa sunt și finii. Corect, toți finii mei. Da. Și îi salut și îi pup pe toți. Pe toți 6. Toate 6 perechile. Da, nu știu, era înainte, nu știu, de Crăciun, când venea finii la naș, că trebuia să vină finii la naș. Veneau cu plocon. Plocon. Nu sunt eu aia. Dacă poți, să ajuți, eu așa. Nu, dar ca să vină toți, ca să iei pe toți. Eu de Revelion? N-am putut să-i strâng pe toți, că am 2 perechi de fin în Iași, o pereche în Caransebeș și aici, în București, 3 perechi. Ce frumos! Bravo! Și așa că nu, n-am putut să-i strâng pe toți de Revelion la mine, am strâns doar perechile din București, dar să știți că de Revelion vă aștept pe toți. Ce-ar fi să facem noi așa o petrecere frumoasă de Revelion? Cu toții. Și eu mă gândesc la lucrul ăsta, îmi trebuie o locație, că și eu vreau să fac chestia asta gratuit, mă descurc eu de tot, și decât fac invitația,
hai oștenii mei, veniți aici, cântăm cu toții, știi? Cântăm noi, cântăm ce avem, unde ne ducem, da? Muzica e asigurată. Muzica e asigurată. Da. Apropo de sărbători. Și pot să vă zic, uite, am și, dacă intrați pe YouTube, am una, două, trei, vreo patru colinde, la fel compuse de mine, și am filmate de cameramanul nostru Sibiu, să știți că sunt foarte frumoase. Chiar am ajuns și am filmat și prin predeal Ninja. La minus 7 grade. Dar am făcut colind autentic la mama acasă. Și mama este în acest videoclip și v-aș invita acolo, la noi la țară, în Topana. La colindețe se țin aceste tradiții. Deci colindețele încă există și atât de frumos e tot satul, că e mic, că e mare, ne strângem la capătul satului, toți oamenii din sat, toată comunitatea se strânge la capătul satului și cei bătrâni rămân la porți și ies cu masa și cu ce au de împărțit. Înainte se făceau, o ajutam pe bunica și făceam colindețe. Se făcea din coc, din aluat, da, se împletea ceva în formă de E și se punea pistolnic ăla și se împărțeau colindețele. Acum împarte lumea eugenii, mere, nuci, colaci, ce are, dar este atât de frumos, deci chiar vă invit. Dar când este? Pe final de an? Pe 23 decembrie. Atunci venim. Da, atunci. Deci atât, am luat o temă de casă. Corect. Noi trebuie să aducem și noi ceva. Da, să împărțim. Da. O să rămână mama acolo la poartă și luăm pe cameramanul nostru, luăm cu noi să filmeze, să facem din nou. După, și eu promit că mai fac un colind. După, după pozele care le-a văzut Ilea Putinelea la oaste. Și nu-l mai avem de Crăciun? Nu știu dacă nu avem. Da. E frumos să știi că în puține locuri din țara noastră au mai rămas așa, alterate sau puțin alterate. Sunt puțin alterate, dar au rămas tradițiile și cred că și primarul are totuși un aport acolo, pentru că a ținut de în timpul pandemiei, nu ne-au dat voie să facem. Doamne, cât de pustiu a fost anul ăla. După au revenit, deci... Primarul a avut un aport bun, că s-a terminat pandemia și ne-a dat voie să ținem aceste tradiții. Și să spunem pe această cale și domnului primar, domn primar, nu vreți să ne invitați și pe noi acolo la să bine dispunem oamenii la noi în sat, la noi în sat de Paști, se ținea în curtea bisericii, se strângeau mai mulți artiști și înveseleau oamenii. Uite, eu vă propun să ne strângem, vă aduc eu artiștii și să înveselim oamenii, să facem să fie frumos. Pentru locuitorii de acolo, din comuna Topana, toți topenenii, sigur că da, iată Mariana și pun și umărul la treaba asta. Exact, la acest proiect, da. Și facem lucruri minunate acolo pentru oamenii de acolo, pentru că oamenii de acolo n-au mai văzut un spectacol și un costum popular. Da, autentic. Promitem că venim în costume populare autentice și cu cântece minunate. Deci vă rugăm frumos, domnul primar. Și pot să votez și eu pe domnul primar la Topana? Că Îl votăm! Da, gata, domnul primar. Să trăiți încă 4-5 ani de zile de acum încolo. Să fie sănătos și să facă treabă bună. Să ne invite la spectacole. Pentru că noi nu cerem mult. Nu cerem nimic decât numai să ne dea spațiu și să zică, da, băieți, haide, că venim noi și cu boxe și cu tot. Cu ditătii, da. Mariana, da. Cum a fost asta de vorbă? Numai gura ta s-aude. Numai gura mea s-a auzit? Da. Și mie care mi s-a părut că numai gura ta s-a auzit? Numai gura mea s-a auzit.
Da, numai gura aici. Foarte frumos, mă bucur. Mă bucur că ați venit la mine. Vreau să iau un direct o cireasă de asta. Da, da, da. Nu, știi cât am muncit eu azi noapte să le fac? Deci, peste, sunt niște... măsline. Măsline. Uite cât de bine arată. Salivez. No, de-aia închid emisiunea. Că nu mai pot. Uite, uite cum arată. Deci nu mai pot. Dar promit așa. Și mai e ceva, stai așa, Silviu. Te rog frumos. Deci nu mai pot. Deci mi-a pus în față Mariana. Înțelegi și vorbește, ca și când îți spune o lămâie. Da. Deci, promit că data viitoare, dar vreau să mă anunțați data viitoare, să pregătesc eu, să vă arăt cât de gospodină bună sunt eu. Din multe lucruri care știu să le fac. Să știi că nu sunt numai o femeie ambițioasă, o cântăreață, dar sunt și o bună, o bună gospodină. Da. Da, da. De aceea s-a însurat soțul meu cu mine. Sunt convins. Face lucruri minunate, da. A trecut repede, aproape o oră, nu știu unde a trecut, repede așa, da, prea repede a trecut. Cum a fost? Chiar prea repede. Minunat, minunat, eu mă simt bine, m-am simțit bine cu voi. Vă invit și data viitoare. Noi am vorbit, cum vorbim de regulă. Da, corect. Deci n-am regizat nimic înainte. Deci uite așa. Da, așa să se facă. N-am vorbit nimic înainte. Nu, ce mai facem, Mariana? Haide să... Uite, da. Mulțumesc! Vă mulțumim! Vă iubim! Să vă dea Dumnezeu sănătate și, Mariana, mult succes în tot ce faci, pentru că faci lucruri minunate, nu știu, dă-i înainte cu cât de cu popular, dă-i înainte cu afacerea, dă-i înainte cu tot ce vă știu. Cu școlile, cu tot. Cu școlile. Da, Doamne, da, 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 da. Doamne. Că țara asta, să știți că are nevoie de oameni de știință. Este, da. Da, și uite că dacă ai sănătate și ai ambiție, le faci pe toate. Ambiție, da. Înseamnă mult, să știi, să mișcarea următoare. Înseamnă mult, da. Vă pupăm, vă iubim. Vă pupăci, Mariana Danilescu. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Împreună cu Petrica Ion. Să fii sănătoși. Să rămână. Lumea toată vă îndrăgește.
îndrăgește. V-am crescut ca din poveste, v-am crescut ca din poveste. Lumea toată vă îndrăgește, v-am crescut ca din poveste, v-am crescut ca din poveste. Sănătoși, mă. Dragii mamei copilași, aveți suflete de îngerași, măi. Lumea toată vă îndrăgește, v-am crescut ca din poveste, v-am crescut ca din poveste. Lumea toată vă îndrăgește, v-am crescut ca din poveste, v-am crescut ca din poveste. Urmăriți, mă, măi, stai, nu-i da drum. Hai că vrea să... Nu-i da drum, da, i-a dat drum. Dragi prieteni, în fiecare joi la ora 20, urmăriți artistul la el acasă, joia care vine acum... Pe data de... Ce dată e, mă, joi? Ce dată e, mă, joi? Uită-te și spune-mi ce dată e joi. Februarie... Martie suntem, uite aici așa, martie... Joi, mă, 7! 7 martie? 7. Așa? Da. Deci pe 7 martie... Stai cu lună de la început, mă. Da.